mă cheamă. Dragul meu! Îmi cunosc foarte bine pe tata tău. Pe tata? Da. L-ai văzut pe tata? Da. L-am văzut ieri dimineață. Stătea în pradul ușii, tremura de fric și plângea. Ce te-a strigat după tine? Bietul tata, dar slavă Domnului, de azi înainte nu are să mai tremure. Pinocchio, alături de restul personajelor din povestea adaptată după Carlo Collodi, Greierele cel înțelept, Zâna bună, Mangia Fuoco, Vulpoiul, Cotoiul și Balena, Clovnii, Licuricii și Orășenii, prin viață în fața spectatorilor într-un spectacol în premieră care deschide stagiunea 2024-2025, duminică 8 septembrie de la ora 10:30 la Teatrul pentru Copii și Tineret Căluțul de Mare. Sunt exact ceea ce vezi, un simplu greiere. Iar praja nu am făcut-o eu. Da, nu? Nu. Dar cine? Nu-ți pot spune. Dar poate într-o zi vei afla. Pinocchio este un spectacol educativ, adaptat pentru copiii cu vârsta de peste 4 ani. Aceștia vor afla care sunt consecințele acțiunilor nesăbuite ale năzdrăvanei marionete, al lenei și lăcomiei. Pinocchio învață ce înseamnă sacrificiul, aprecierea și recunoștința, iar la final, Zâna bună îl răsplătește, transformându-l într-un băiețel adevărat. Copiii îi vor putea revedea pe actorii Claudia Brădescu, Rovena Paraschivoi, Daniela Vlad, Arina Cojocaru, Grațian Prisacariu, Tiberiu Roșu, Cristian Mitescu, Ion Ciolan și Daniel Minciună. Regia artistică și scenariul sunt semnate de regizorul Ciprian Huțanu, care, cu mult profesionalism și măiestrie, a creionat într-o variantă modernă povestea băiețelului năstrușnic și rebel, cel care este, de fapt, o marionetă de lemn, cioplită de bătrânul tâmplar Geppetto. Toată luna septembrie la Teatrul pentru Copii și Tineret Căluțul de Mare, premierele pregătite pentru spectatori se vor ține lanț. Biletele pentru spectacolul Pinocchio de duminică, 8 septembrie de la ora 10:30, au fost deja puse în vânzare, iar prețul este în continuare 15 lei.